Anul 2015 nu a fost deloc un an ușor pentru APIA Giurgiu, având în vedere că legislația în domeniu a suferit în permanență modificări, iar angajații au fost nevoiți să se adapteze prin ore multe peste program și weekenduri petrecute la serviciu. Chiar și așa, APIA Giurgiu se mândrește cu ocuparea locului 2 pe țară în ceea ce privește efectuarea plăților în avans pentru fermierii giurgiuveni. În anul ăsta am plătit avansurile pentru cererea unică de plată. Pot să spun că am avut niște realizări foarte bune, deoarece am făcut plata la 83% dintre fermieri, situându-ne pe un loc 2 la nivel de țară. A fost un efort supraomenesc, spun eu, și pe această cale aș vrea să mulțumesc colegilor mei care, deși toată lumea în perioada de 1 decembrie a avut liber, noi am stat aici până la, au fost situații în care am stat peste 24 de ore la servici. Să reușim să facem această plată. Deși 17% din totalul fermierilor beneficiari nu și-au încasat încă avansul pentru plata unică pe suprafață din diferite motive, aceștia vor intra în plată în termenul prevăzut de lege, cel mai probabil la începutul anului viitor.